Toți cred că familia evrească e păstrătoare de tradiții. Da, chiar așa și este, dar ea nu rămâne neschimbată. De exemplu, fotografia aceasta este cea mai veche poză de la expoziția aceasta. Și aici putem vedea un bunic care poartă barbă și perciuni și el este cu cap acoperit. Iar nepotul deja este îmbrăcat după modă europeană și cu capul descoperit. Эта инициатива поддерживаемая Министерством иностранных дел в Германии. Мы открыли эту выставку уже в прошлом году, в первый раз. Это было в этнографическом музее, и с тех пор эта выставка сделали именно так, что она должна делать. Она путешествовала по всей Молдове, чтобы показать действительно всех весь размах еврейской жизни, как она была, как она есть. Экспозиция часть есть базата по архивам Центропа, организации de istorie evrească din Viena. M-am realizat această expoziție pentru școli, pentru muzee, pentru instituții și pentru noi este important ca poveștile acestea, ca fotografiile acestea să nu rămână într-un arhiv, să nu rămână ascunse, să nu rămână undeva unde doar cei interesați caută, dar ca aceste povești, aceste fotografii să fie disponibile pentru toți. Ne bucurăm foarte mult să fim aici și să vedem că elevii ai Liceului Teatral sunt ghizii expoziției, au folosit-o deja și vor instrui pe alți elevi din Republica Moldova. Astăzi povestesc despre destinul eurei, despre Holocaust, pentru că era o istorie foarte tragică pentru toți. De exemplu, Yesfir Diner, ea a supraviețuit și a ieșit din lagăr, poate chiar mai puternică. Salvarea ei a fost talentul ei, caracterul și Eminescu. Aici putem să ne vedem că Eminescu a scris o scrisoare unde ea a înțeles că este un semn cu care ea poate să ieși. Și da, a ieșit. Noi am venit aici cu ajutorul profesoarei noastre de istorie, noi suntem la această temă și ea ne-a recomandat această expoziție și a spus că noi am putea să aflăm foarte multe despre evrei din Republica Moldova. Am aflat despre faptul că erau uniți, că totuși dacă erau săraci, unitatea era foarte importantă pentru ei, chiar și dacă au trecut prin foarte multe lucruri, ei au ieșit mai puternici și mereu aveau această credință că o să iasă. Мне очень понравилась выставка. Я думаю, что это важно, потому что все-таки, ну, эти люди жили в Молдове, и это история этих людей. И это также какой-то урок придает нам, чтобы как поступать в будущем и как жить с тем, что было.